Absolvenții claselor a 8-a și a 12-a șefi de promoție 2022 din unitățile de învățământ preuniversitar din Maramureș au fost premiați de Consiliul Județean, care le-a acordat diplome de excelență și premii în bani în semn de recunoștință pentru rezultatele excepționale pe care le-au obținut în ultimii 4 ani la învățătură. Acest eveniment festiv este organizat pentru al doilea an consecutiv de către Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean pentru a răsplăti eforturile și munca depusă de elevii maramureșeni în anii de studiu. Ne aflăm astăzi într-un moment foarte important pentru școala maramureșană, pentru că am venit aici în fața Consiliului Județean pentru a-i celebra, pentru a le mulțumi, pentru a-i felicita pe cei mai buni 212 copii din ultimii 4 ani de școală în județul Maramureș. Copiii ați fost felicitați la festivitățile voastre de absolvire în ultimele 2 săptămâni. Noi suntem aici doar pentru a încerca să vă răsplătim o secundă din efortul uriaș pe care voi, împreună cu profesorii voștri, împreună cu părinții voștri, le-ați făcut pentru a putea fi cei mai buni și pentru a ne face pe noi toți să fim mândri de voi. Și așa cum am spus, am venit să vă mulțumim, să vă răsplătim și pentru asta trebuie să mulțumim celor mari, celor care au asigurat răsplata pentru ziua de astăzi. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, dați-mi voie să mulțumesc în numele copiilor, în numele părinților, în numele școlii maramureșene pentru acest efort financiar pe care l-ați făcut pentru a răsplăti pe copiii noștri. Vă mulțumim și știm că veți fi necondiționat alături de învățământul din județul Maramureș. Vă mulțumesc și copiii, încă o dată, felicitări și mult, mult succes în ceea ce vă așteaptă în zilele următoare. Primirea șefilor de promoție este un eveniment cu o încărcătură emoțională mare. Vreau să vă felicit pentru munca pe care ați depus-o, dragi copii. Stimate cadre didactice și dumneavoastră, aveți aportul pe care l-ați adus dumneavoastră, acești copii au reușit. Să felicităm și părinții pentru că i-au încurajat pe elevi și au fost alături de ei. Și nu în ultimul rând, așa cum spunea și colegul meu, mulțumiri Consiliului Județean Maramureș pentru că este pentru al doilea an consecutiv în care premiază excelența. Premiază excelența pentru că ne interesează în județul Maramureș să premiem excelența și ne dorim ca acest lucru să se întâmple și în anii următori. Din acest an, Inspectoratul Școlar Județean are și un centru de excelență unde, cu siguranță, acești copii care astăzi vor fi premiați se vor găsi în băncile Centrului Județean de Excelență. Felicitări încă o dată, mult succes la evaluarea națională, mult succes la examenul de bacalaureat pentru cei de clasa 12. Ați făcut o treabă excelentă. De aia ne adunăm astăzi aici, pentru că eforturile voastre în ultimii 4 ani de zile sunt eforturi consistente, eforturi pe care le-ați făcut susținut și în care sunt convins că ați avut sprijinul în primul rând a părinților și apoi sprijinul cadrelor didactice care au reușit să vă dea ceea ce este necesar pentru viitor, să vă dea învățătura. Eforturile pe care dumneavoastră ați reușit să le faceți în acești 4 ani de zile sunt răsplătite cu foarte puțin de către noi. Cred că cel mai important lucru nu este cel financiar, ci recunoștința pe care vă purtăm, pentru că noi trebuie să vă recunoaștem meritele și să vă susținem pe mai departe. Investiția în educație, în general, este lăsată pe ultimul loc. În special în resursa umană. Nu vorbim neapărat de investiția în școli, în diferite dotări, ci în educație în general. De ce? Pentru că, în general, politicienii se gândesc doar la rezultatul de mâine. Nu se gândesc la rezultatul de peste 10, 15, 20 de ani.
Ori investiția în educație, în generațiile voastre, este investiție care se vede peste 10, 15, 20 de ani. Noi astăzi, asta trebuie să facem în județul Maramureș și în România în general. Să investim în generațiile care urmează, să investim în voi, în performanța școlară pe care voi o aveți, să încurajăm și alți elevi să performeze, pentru că voi sunteți, de fapt, cei care mâine poi mâine veți conduce destinele acestui județ și acestei țări. Am mare încredere în generația voastră. O generație mult mai smart decât generația noastră, o generație care înțelege mai bine tehnologia și viitorul, o generație care cu siguranță va demonstra mult mai multe decât reușim noi să demonstrăm. De aceea, cred că parcursul pe care dumneavoastră îl veți avea, unii în liceu, alții în facultăți, unii veți merge la Cluj, alții veți merge la București, alții veți merge din țară, va fi unul foarte bun dacă veți continua pe același drum. Dar pentru noi, pentru maramureșeni, este foarte important să reveniți acasă. Să reveniți și să vă aduceți aportul în comunitatea care v-a învățat primii pași în viață. În comunitatea care v-a dat primii ani de școală. În comunitatea în care părinții dumneavoastră trăiesc. Și profesorii dumneavoastră învață generații după generații. De aceea, orice drum veți avea în viață, chiar dacă vă veți întoarce sau nu înapoi în oraș, în Baia Mare, în județul Maramureș, important este să fiți tot timpul cu sufletul acasă. Pentru că noi maramureșenii, oriunde am întâlnit maramureșeni în lume, toți sunt cu sufletul acasă și atunci când vine momentul, își aduc aportul pentru acest frumos județ binecuvântat de Dumnezeu. Voi susține în continuare orice demers care să ducă la dezvoltarea educației. Am susținut și anul acesta, am organizat împreună cu Inspectoratul Olimpiadele Naționale în parteneriat. Este pentru prima dată când Consiliul Județean a făcut acest lucru. Vom premia și în mod evident și olimpicii și ne gândim și la alte forme de recunoaștere a meritelor și pentru profesori, pentru că nu-i așa, fără profesori n-am avea deloc performanță. Dar să nu uităm un lucru, cel mai important lucru, că vorbim de județul Maramureș, că vorbim de România, este resursa umană. Iar voi, vă spun încă o dată, sunteți viitorul acestui județ și acestei țări. Vă felicit pentru toate rezultatele pe care le-ați obținut în ultimii ani de zile. Vă urez succes în ceea ce urmează, examenele pe care le aveți, dar mai ales pentru parcursul pe care îl veți avea. Tentațiile vor fi multe în viață. Important este să vă urmăriți obiectivele. Și obiectivele trebuie să fie visurile pe care le aveți. Acelea trebuie să fie obiectivele voastre. Nu vă abateți de la ele și veți avea succes. Vă urez încă o dată succes. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici și vă felicit pentru întreaga activitate, stimați profesori, stimați părinți, dar mai ales dragi elevi. În total, un număr de 212 elevi au fost premiați pentru rezultatele lor la învățătură de către Consiliul Județean Maramureș. Se acordă diploma de excelență absolventului Ardelean Mihai din clasa 8-a la Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației. Sprijinul financiar se ridică din partea stângă. Este doamna de la Consiliul Județean care vă va mâna și plicul pentru semnătură. Se acordă diplomă de excelență absolventului șef de promoție Zabeniuc Vladimir Anton, clasa 8-a A de la Colegiul Național Gheorghe Șincar din Baia Mare.
se acordă diplomă de excelență absolventei Sabo Ilinca Teodora, clasa 8A de la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare. Nu ia cineva pupitul ăsta de aici. Tot Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare, Danciu Beatriz Melisa, clasa 8B, șef de promoție. Și Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare, Pintescu Ștefana, clasa 8B, se acordă diplomă de excelență ca șef de promoție. Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare se acordă diplomă de excelență absolventului Costin Tudor din clasa 8A, șef de promoție. De asemenea, tot de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare se acordă diplomă de excelență absolventului Dragoș Victor Vasile, clasa 8A, șef de promoție. Absolventului Iercoșan Andrei Ștefan, clasa 8A, de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Absolventului Marincaș Antoniu Gabriel, clasa 8B, Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, șef de promoție. Absolventului Sabo Alexandru Nicolae, clasa 8A, Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, șef de promoție. Absolventei Ferenț Natalia Rafaela, clasa 8A, Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetul Marmației. Diplomă de excelență pentru absolventul Mariș, absolventa Mariș Denisa Nicoleta, clasa 8A de la Liceul din Borșa. Și tot de la Liceul din Borșa, absolventului Mindac Sebastian Paul, clasa 8A. De la Liceul cu program sportiv din Baia Mare, absolvente Socaci Andreea Susana, clasa 8B. La Liceul Tehnologic Alexandru Filipașcu din Petrova sunt doi absolvenți șef de promoție. Absolventa Năsui Ioana Maria, clasa 8A. Și absolventa Petrova e Maria Teodora, clasa 8A. Absolventa moldovan Martina Angelina, clasa 8A, Liceul Tehnologic Dr. Florian Ulmeanu din Ulmeni.
Târgu Lăpuș are doi absolvenți, Vele Alexia, clasa 8-a A de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Târgu Lăpuș, și Ardelean Anastasia, clasa 8-a A, Liceul Tehnologic Grigore Moisil, tot din Târgu Lăpuș. Se acordă diplomă de excelență absolventului Mârza Ionuț din clasa 8-a A de la Liceul Tehnologic Octavian Goga din Rozavia. Se acordă diplomă de excelență lui Roman Ovidiu Florin, clasa 8-a B, de la Liceul Tehnologic Traian Voia din Tăuții Măgherăuși. Absolventei Tămaș Flavia, clasa 8-a B, de la Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde din Sein. Absolventului Petrovan Rareș Mihai, clasa 8-a B, de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie. Se acordă diplomă de excelență elevei Ciceu Teodora, clasa 8-a A, de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag. Se acordă diplomă de excelență absolventei Bilan Bianca Ana Maria, clasa 8-a A de la Liceul Tehnologic Pornire de Submunte. Alături de absolventa Oncea Melisa Magdalena, clasa 8-a A, tot de la Liceul Tehnologic Pornire de Submunte. Se acordă absolventei Cucișa Patricia Persida din clasa 8-a A de la Liceul Tehnologic Repedea, diplomă de excelență, șef de promoție. De asemenea, absolventului Rahovan Bogdan Petru, clasa 8-a A, Liceul Tehnologic Repedea. Se acordă absolventei Buciuta Amelia, clasa 8-a B, diplomă de excelență, Liceul Tehnologic Ruscova. Se acordă diplomă de excelență absolventei Mura Clara Noemi, clasa 8-a A, Liceul Tehnologic, Liceul Teologic Pentecostal Baia Mare. Absolventei Pop Raisa Denisa, clasa 8-a A, de la Liceul Teoretic Ion Buteanu din Șomputa Mare. Împreună cu absolventa Costea Denisa Maria, clasa 8-a A, tot de la Liceul Teoretic Ion Buteanu, Șomputa Mare.
se acordă absolventei Șarca din Ana, clasa 8-a A, de la Liceul Teoretic Lăvea Clara din Sighetul Marmației, diplomă de excelență.